Bună seara, oameni buni! Din nou sunt acasă la Arad, la Ineu, la Șicula. Sunt cu prietenii mei, cu Aurel și cu Ghiță. Bună seara! Bună seara! Am făcut vlogul care a avut mare succes și l-am pus acum câteva luni. Parcă am presimțit că ceva o să se întâmple, pentru că de atunci oamenii se plângeau că le-a ajuns cuțitul la os, că o să vândă vacile, pentru că situația era, cum este și acum, destul de complicată și foarte greu să supraviețuiești ca fermier în România cu ajutoarele pe care statul român le oferă și având în vedere mișcările de stradă care au fost în ultimele săptămâni la București, la afumat și în provincie, pe lângă orașele mari, am văzut la Timișoara o grămadă de tractoare prin centru, i-am chemat un pic la o discuție pentru că sunt foarte multe asociații de profil, foarte multe federații și unii îi susțin doar afacerea lor personală sau interesele lor de grup. Și vreau să discutăm un pic, să auzim exact care sunt problemele reale și cum se pot rezolva ele și ce soluții ar fi ca să se încheie acest conflict între fermieri și guvern. Ce s-a mai întâmplat de când ne-am văzut? Păi ce să se întâmple? A fost un an, pentru noi a fost foarte prost, mai ales că am avut și o furtună în 21 iulie ne-au descoperit niște grajduri. A fost o furtună mare în toată zona. Da, în zonă a fost o tornadă și a mai crescut puțin prețul la lapte. De fapt am schimbat procesatorul și culmea, un procesator mic de 10.000 de litri de lapte pe zi poate să dea un preț mai mare decât poate să dea unul de 400.000 de litri. Păi poate la profit, Ghiță, că fiind așa de mare și având capacitate așa de mare, iată în străinătate, adică nu prea îi pasă de piața internă, mă gândesc, nu? Păi în străinătate, pe piața laptelui spot, de exemplu... Ce înseamnă laptele spot, Aurel? Laptele spot înseamnă laptele care se vinde între procesatori. Fără contract. Adică fără contract. Ok. Da. Cum e și la energie spot, adică azi îmi trebuie, azi merg și cumpăr, okay, fără niciun fel de contract. Iar prețul laptelui spot anul trecut a fost peste 50 de cenți. Deci adică mai mare decât prețul pe care l-am primit noi. Mult mai mare, decât adică noi am avut 30 de cenți, iar laptele spot pe care ei îl duceau de afară era 55 de cenți. Cât vă acum procesatorul ăsta nou pe litru de lapte? Deci am ieșit pe luna decembrie pe litru de lapte recalculat fizic cu grăsime, cu plusul de grăsime ce l-avem cu tot, am ieșit undeva 2,05. Cât vă costă pe voi să produceți un litru de lapte? Acum costă sub 2 lei pentru că s-au mai ieftinit cerealele. S-au mai ieftinit cerealele și atunci ieșiți puțin pe plus. Ieșim puțin, nu mult, dar ieșim puțin. Ultima dată când am vorbit noi erați pe minus tare. Eram pe minus minus. Mi-aduc aminte să mă corectați dacă greșesc, era cam 2 lei vă costa să produceți litru de lapte și primeați 1,60 lei. Un leu 60, adică pierdeați 40 de bani la fiecare litru de lapte, și îmi spuneați în vlogul ăla care nu l-ați văzut, vă rog să-l urmăriți că e foarte interesant, că au început să taie vaci ca să poată să susțină afacerea până să terminau vacile. Nu? Am mai făcut credit la bancă. Cu ce dobândă, Aurel? Cu 3% plus robor. Înseamnă undeva 9,9 ceva. E criminal, e foarte mult. 6,7. Față de alte țări europene unde au niște facilități fermierii și au dobândă 1,5-2% maxim, nu mai mult de 2%. Da, am fost în Olanda în urmă cu o grămadă de ani și am întrebat, am fost cu Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, un profesor, domnul dr. Huțu, și m-a dus și pe mine în urmă cu o grămadă bună de ani și în Olanda, am stat o săptămână, am fost în niște ferme, un program foarte bun și ziua am avut și cursuri, în fiecare zi am avut cursuri la școală și în ultima zi am avut un curs, o întâlnire cu reprezentantul băncii Rabobank din Olanda, care creditează fermierii. Și mi-a explicat cum e la ei cu creditarea cu 2% dobândă. Da, de aia spun că una e să iei credit cu 2% și alta e să iei cu 9%. Cu 9,. 9, și dacă mai crește roborul, e cu 10, clar, virgulă sau 11, virgulă. Adică ești tu așa într-o loterie, nu știi, mori, trăiești, mai durează, ce se întâmplă. Cum vedeți voi că s-ar putea rezolva problema ca să nu să vă îmbogățiți, să vă faceți milioane, că nu ăsta e visul vostru. Să poți să dormi cu capul și știi pe pernă că știi că sigur
afacerea îți produce suficient de mult încât să-ți plătești creditele, să ai o viață liniștită și să-ți vezi de să treaba. Să trăiască familia, să poți să descurci cu familia mai departe. Și exact. Să lucrăm mai departe, cam să producem. Cum vedeți voi lucrurile? Să zic că acum eu sunt aici o persoană de decizie în statul român, sunt președinte, prim-ministru, nu contează ce, șeful Parlamentului. Și ne-am întâlnit și îmi spuneți cam ce ar trebui să facem ca să putem să ieșim din impasul ăsta. Ce soluții concrete ar fi? Păi, sunt o grămadă de lucruri, începând cu subvențiile, cu prețuri. Hai să vorbim de subvenții. Mi-a spus data trecută Aurel când am făcut vlogul că problema foarte mare este că foarte mulți au subvenții pe nedrept, adică banii ăștia care alocă statul român pe subvenții se duc o mare parte din ei pentru oameni care nu merită subvenții pentru că ei au niște vaci pe hârtie care sunt tăiate de mult sau au niște vaci care le-au trimis pe câmp și oricum nu produc nimic, nici carne, nici lapte, produc doar dioxid de carbon. Și Aurel îmi spunea exemplu din Ungaria că acolo se dă subvenție pe litru de lapte predat la procesator sau la stat sau nu știu unde. Deci până când nu se va subvenționa producția, agricultura în România nu va merge. Nu numai că nu va merge, va scădea. Noi în fiecare an consumul, de exemplu datele de la Institutul Național de Statistică, consumul de lapte pe cap de locuitor e 263 de litri, ori 19,6 milioane de locuitori cât sunt în România. Nu mai sunt dați Aurel, plecat mult afară. Astea-s datele statistice acum. Noi vorbim real, acum ori pleca 6 milioane. 6 milioane de români sunt deja cu carte de muncă afară și sunt înregistrați. Ne-am fost 20 de milioane, 21 să zic, 22 minus 6 sunt cam 15-16 milioane. Ok, dar avem 5,15 milioane de hectolitri de lapte pe an consumăm, okay. Din care noi producem, sau în anul 2022, că de atunci sunt datele actualizate, am produs 1,1 milioane hectolitri. Okay. Deci din 5,5 am produs 1,1. Okay. Deci 78,57% am importat. Aproape 80% din lapte l-am importat. 80%? 78,57%. Am văzut o statistică că 70% din alimentele consumate în România se importă. Deci da, laptele se duce, deci, cam în marja aia de 70%. Deci laptele e în anul 2022, după calculele făcute de Institutul Național de Statistică, 78,57% din lapte l-am importat. Okay. Și în fiecare an crește procentul, importăm mai mult. Și scade producția noastră. Din ce cauză? Pentru că nu susținem omul cât să meargă pe minus. Merge un an, că o fi mai bine la anul, dar dacă la anul nu-i mai bine, renunți. Deci în urmă cu 17 ani, când am trecut la procesatorul care am dat până în vară, de la noi din comună s-au luat lapte din satul vecin, din Chereluș, a luat din 5 locuri și de la noi din sat din vreo 4. Și acum se mai e din 2. De la voi și de la încă cineva, nu? De la noi și de la încă cineva care are mult mai puțin decât. Deci în anul 2007 noi produceam 1,62 milioane de hectolitri. În România. În 2007, în 2007. Deci acum 17 ani. Da, acum mai producem 1 milion. Uh-huh. Deci aproape jumătate. Înseamnă că oamenii care predau laptele sau care aveau vaci, care acum nu mai există, și-au dat seama că nu e o afacere și au renunțat la afacere respectivă. Chiar și acum, în condițiile astea. Sau că se vinde mai multe brânză din pastile și lapte din tot felul de chimicale, fără să mai ține cont de... Pentru că de-aia se îmbolnăvesc așa mulți oameni de cancer, de-aia sunt într-o atâtea boli, pentru că... Cum ai zis și tu, și am văzut și eu foarte multe produse lactate din magazin, n-au văzut vaci în viața lor, adică n-au avut nicio treabă cu lapte. Adică când te uiți la prețul, câți litri de lapte ai tu nevoie să faci un kilogram de brânză? Ca acum, să fie brânză adevărată, fără prostii, fără... În funcție de parametri, de calitate a laptelui, între 6-7 litri de lapte la laptele mea la caș, iar la cașcaval 10. La cașcaval 10 litri de lapte. 8-10, în funcție de cât... Deci în funcție de... Cât e lapte de bun? Câtă grăsime are, câtă proteină? Voi vă costă 2 lei, ar trebui ca un kil de brânză să coste minim 20 de lei ca să fie brânză adevărată, fără caos. Doar materia primă. Doar materia primă, de-aia zic. Aia trebuie transportată, deci, trebuie procesată. Exact, deci poate să fie 40-50 de lei minim un kil de brânză. Da.
Probabil, na, cu profituri, de profit, da, undeva tot, la 40, da, cu taxa de raft care o dau la supermarket, da, și da, tu găsești brânză cu 10 lei sau cât e. Da, 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 10 lei din, dusă din Bulgaria. Aia zic, da, 10 lei din Bulgaria. Aia n-a văzut lapte în viața ei, brânza aia cu 10 lei. Nici la televizor n-a văzut. Și atunci se miră oamenii că li se îmbolnăvesc copiii, că se îmbolnăvesc, asta e... Da, iar acum cu subvențiile astea de 100 de euro pe unitate vită mare, vaca de lapte au exclus, avem suficient lapte, nu vrem să... Și atunci la vaca explicăm de lapte... că nu înțeleg. Acum s-au aprobat o subvenție cu demonstrațiile astea. 100 de euro pe vaca de carne, 100 de euro pe unitate vită mare porc și pasăre, dar vaca de lapte nu. Vaca de carne... Până de la abator, nu? Sau cum? Adică... Nu, care o crește, care da, o are în curte. Deci, de când până când? De nu, când nu, se naște vițelul și până dai la abator? Nu, pe anul ăsta. Anul ăsta. Câte, deci, câte vaci ai la APIA sau la medicul veterinar? Bun, se dacă calculează... tu trimiți vaca la abator la negru fără să anunți, tu primești subvenție pe tot anul, da, pentru ea? Că... Cum până când o ștergi din baza națională de date. Păi și dacă ești rău intenționat și nu o ștergi, nu te verifică. Bine să numere 2, 3, 7, 11, 20, normal vine, da. Normal așa ar trebui, da, să vină. Dar până vine... Da. Problema e că din, în păi această mulți, ordonanță... Iartă-mă, nu mă pic de întrerup ca să înțeleg. Zice Ghiță că până vine. Dar mulți oameni își țin vacile pe câmp și zici, domnule, păi îți vacile plecate pe câmp, veniți mâine, că acum nu... Sau cum... Nu cred că să... E mai complicat. Pe nu știu, în februarie, martie, când se face inventarul, doctorul, da, veterinar, trebuie să vină. Să... Numai că dacă el a venit în februarie și eu în martie am vândut-o, la sfârșitul anului eu subvenția pe aia, că am avut-o în martie. Asta spun. Deci că nu declar că am vândut-o în martie. Cea mai simplă metodă de acordare a subvenției e... pe produs. Am dus factura. Atâta carne am vândut, atât ai subvenția pe tonă, atâția bani. Ca și pe litru de lapte. Ca și pe litru de lapte se poate da pe tona de cereale. Pentru sau că sunt pe... foarte multe vaci care nu există în registre. Și dacă ce? Există, nu știm câte nu există. Se există, dar nu produc nimic. Au lăsate pe câmp, abandonate. Am vorbit de vacile care spun Delta Dunării, toți care au spus prin Delta Dunării și au spus la pescuit, și că pe pline... Și nu numai atât, ați mai trecut și pe la bio, dar e mai mult, și pășunea care e numai bruieni și spini, să e bani mai mult, să e mai mult decât care e cultivată. Păi și cum demonstrezi că e bio și că e cu scaieți? Acum îți niște... Normal, îți niște controle, firme niște vin, firme. Deci, controle prima măsură care o propuneți voi este ca subvenția să se dea pe cap de pe litru de lapte sau pe tonă de carne predată la abator, nu? Ca da, să poată care, să fie controlul total asupra banii. Cu hârtie, factură. Am înțeles. Asta ar fi și prima... Și asta s-ar și fiscaliza. Și ce s-ar nu rezolva alte probleme. Cu piața neagră, cu banii la negru. Sigur. Da, da, da. Pentru că nimeni n-ar mai vinde la negru când aș putea să vând, că știu că mai primesc niște bani. Cum să-ți dau... Corect. Căci iar acum... Statul câștiga pe două părți. Că un mic impozit, avem și noi impozit pe vacă, impozit ăsta, cum să zice, pe normă de venit, pe cap de vacă. Da. Ei, cât e de mic, dar la toată țara se strânge. Se strânge, normal. Ăla pot să-l pun, eu sunt de acord să-l plătesc, nu-i problemă. Ok, asta ar fi prima măsură cu subvențiile. Deci, a doua măsură. Dacă vorbim de subvenția asta, ce se dă acum, de 100 okay. de euro se dă la pe cap de vacă, vaca de carne, da, deci să importi aproape 80% din lapte și când zici la cine dăm, să zici vaca de lapte, nu avem suficient. Deci în fiecare an crește importul, cantitatea pe care o importăm. Pe care importăm, pentru că oamenii renunță la, da, la activitatea asta. Da. Deci acum cu demonstrațiile astea au dat 100 de euro. Înainte nu era 100 de euro. Cât 100 era asta nu era. Nu era. Asta da. E ceva în plus. Dar n-au dat pentru fermierii care cresc vaci de lapte, au dat doar cei pentru care da. Cresc vaci de carne. Vaci de carne, porc, și pentru cei care cresc vaci de lapte nu le-au dat nimica? Nu, acum cu demonstrațiile astea. Probabil că șefii de asociații care au fost acolo aveau vaci de carne, nu aveau da. De lapte și atunci da. Nu da. Au fost interesat la Grigorian, să negocieze. Președintele nu e interesat să negocieze și pentru cei care au vaci de lapte. Da, doar. Sunt mai multe vaci de carne în România sau mai multe vaci de lapte? Sau cam la fel? Depinde cum le punem numele. Cred că de lapte. Unele sunt și de carne și de lapte? Sunt și rasă mixte, sunt și... Acum, problema e altfel. Problema e că laptele se face în ferme. Laptele se face la cine are
mai multe vaci, 10, 20, 100 sau 1000, ăia fac laptele. Da. Ăla care are o vacă sau două acasă, ăla mâncă el laptele, eventual mai dă la vecinul. Da, da, mai dă la vecin, mai face lapte acru, ceva, da. Atât. Dar laptele care se comercializează în România, e făcut în ferme cu câteva, eu știu, dar la 10 vaci în sus, poate, care vinde la procesator, da, laptele. Da, da. Și ăla e verificat, inclusiv calitatea laptelui, dacă îi în regulă, dacă îi... Niște analize de autocontrol să face. În fiecare lună, dacă predai la procesator, în fiecare lună trebuie să Legea te obligă să faci analize. Uniunea Europeană, niște analize de autocontrol. Ok. Ca să fii... Da, ca să fie laptele. Adică, în mod normal, dacă se întâmplă ceva, pe trasabilitate poți să mergi înapoi până la fermier. Adică dacă a cumpărat să un produs, plas, nu? Da, dacă s-a cumpărat un produs alimentar cu probleme, în funcție de codul ăla de pe el, putem să mergem la procesator să vedem lotul respectiv. Ei din fiecare lot trebuie să facă analize, să lotul respectiv să știe de la cine, de la ce are fermieri îi făcut laptele sau orice alt produs. Și trebuie să zice controlul de la furcă la furculiță, adică trebuie să fie o trasabilitate. Okay, de deci la când mâncăm, dar ce trebuie să știm, de la cine vine, în caz că nu e bun. Există în fiecare unități de procesare sau așa, niște puncte critice de control. Mm-hmm. Sistemul HACCP. În momentul în care intri și în restaurant și într-o unitate de procesare, cel care controlează știe să meargă în anumite puncte și să verifice acolo. Mm-hmm. Da, e mai tehnică chestia. Da. Ce măsuri altele ar fi ca să concrete, adică să vă creeze un mediu bun de lucru și un mediu fără stres în care puteți, cum am vorbit, să aveți o viață ok? A fost o subvenție pe pășune. Anul trecut am avut 150 și ceva de pășune, pajiște. Și noi avem de la primărie 30 și ceva de hectare concesionate, pe care le cosâm, le-am reînsământat. Pentru furaj la vaci. Și am avut pe aia undeva 150 și ceva de euro pe hectar. De anul ăsta s-a diminuat la 96 sau 97 de euro. Pe ce motiv sau cum ca au motivat? Ca să se scoate o sumă de bani să se dea pe stuful din Delta Dunării. Să ia și la subvenție. Dar ăla nu e subvenție. Păi de ce să dea subvenție? Mănâncă vacile stuf sau pentru ce să dea... Na, problemă. Îi alu cineva care trebuie să ia și el bani. El e 600 de euro pe hectar. De la noi au luat 50 și ceva de euro să-i facă, deci nu i-au făcut parte și lui 200 și hai să zicem 150 la tatăl, el e 600, că are mult lucru, deci, cu stuful. Deci pe stuf ia 600 de euro pe hectar. Așa am citit acum, ați dau 3 zile. Și voi luați doar 90, nu? 96 sau 97 anul ăsta. Cum a motivat statul chestia asta? Că nici cum. De 600 și vă nici cum. Nu, nu ne-a spus nimeni nimica. Păi aia îi... stuful e bio, că nu îi face nimic. Dar mănâncă vacile stufa? Nu mănâncă nimic stuful. Nu mănâncă nimic stuful. Stuful e o plantă, poate să fie atunci toxică pentru unele animale. Păi și atunci cum au motivat? Doar că e a cuiva sau ceva? Că nu poți să motivezi, adică orice ordonanță de urgență, orice lege, trebuie să aibă motivație. Zic că, bă, băieți, trebuie să nu dăm 600 de euro la stuf sau de... Nu, nu știu, au modificat legea și au băgat pe pajiște și stuf. Am citit acum, ați dau o zile, 3 zile, așa? Pe, iar pe agrointeligența, că ministrul agriculturii a dispus o comisie, nu știu ce, comisie de anchetă, pentru că lumea s-a revoltat că de ce se dă subvenție la stuf. Bine, și comisia a ajuns la concluzia că trebuie okay, că e în regulă și trebuie să le dea mai normal, departe. Normal, exact. 600 de euro. Dar deci mai trebuia să spui că știam ce să decide comisia. Ei știmi controlul între ei ca să vadă prostimea și ei fac ce vor ei. Adică nu, și atunci au tras bani de la noi. Da. Să dă, de exemplu, să dă o subvenție pentru ameliorarea animalelor, raselor de okay, animale. De exemplu, la vaca de lapte se dă de 10 ani, se dă de 10 ani. Se dă, da, cred că mai cam mult. Cam de 10 ani, mai, cred că mai noi mult. Dăm în fiecare an bani ca să ameliorăm
A, voi dați bani. Nu noi, noi. Statul, subvenție. Statul român, România. Okay. Noi, noi toți. Banii ăia din subvenții sunt banii de la, de la toți cetățenii. Uh-huh. Sunt banii de la oamenii care plătesc impozite. Că nu ori căzut în cer banii ăia. Deci ăia sunt banii de, că vin de la Uniunea Europeană, da, vin de la Uniunea, dar și noi contribuim la bugetul Uniunii Europene. Adică, iar de 10 ani să dau bani ca să ameliorăm rasele, să producă mai mult, iar producția stă pe loc și nimeni nu-și pune întrebarea. Și scade încă. Deci producția de lapte a scăzut. Pe cap de vacă. Da. Deci aia ți dă ca să crești, să faci animale mai bune, mai bune. Mm-hmm. Dar din contră noi le facem. De exemplu, în 2011 am avut 4239 de litri pe vacă, medie pe țară. Medie pe țară, iar în 2021 am avut 4067. Mai puțin. Da, deci un pic, da. Dar noi în anii ăștia am dat, în fiecare an, s-o dat bani ca să ameliorăm rasele de lapte. S-o face dar, mai... dar ea nu s-a, ea a scăzut. Și nu-și pune nimeni întrebarea, ok, banii ăștia unde se duc? Că clar nu se duce în ameliorare. De la bugetul lui Aurel, adică îi pun acolo la buget și fac altceva nu, cu ei. Nu, îi dă la oameni. Sunt oameni dar care înseamnă e. Că nu, e, dar oamenii... nu-și face datoria, banii aia... Cine nu-și face datoria, Aurel? Păi... oamenii care e. Aha. Deci, ca și noi. Noi nu ne-am... eu nu m-am scris, eu n-am crezut că se poate face prostia asta. Când s-au înscris la registrul genealogic. Nu m-am înscris... Cum se numește registrul? Registrul genealogic. Asta e o condiție ca să ieși... acolo registrul genealogic îi... un registru în care se ține evidența la fiecare animal, cine au fost părinți pe generații. Da, da. Eu n-am și acordarea subvenției ăsteia îi condiționată de înscrierea în registrul genealogic. Nu ești înscris în registru, nu o primești. Eu n-am crezut că se poate face prostia asta în România. Și nu m-am înscris. Nu vreau, lasă-mă de-n pace cu vacile mele. Și n-am luat-o niciodată. Dar cine o e, nu face niciun progres genetic. Nu are... nu se... sunt niște bani aruncați aiurea. Sunt niște... da. Și țara, țara românească nu vede. Am citit anul... poate nu vor, poate au niște interese personale. Probabil. Sau de grup sau de ceva. Deci... nu cred că nu vede cineva. Adică au și niște... nu sunt numai oameni fac niște analize, știi? Da. Da, bă, adică ca într-o firmă, nu? Bă, cumpăr un produs normal, care deci nu... ar trebui să se... banii să se gestioneze, să se ducă, să se redirecționeze în altă parte, în altă... sigur. Da. La produs. Dă-i la om care vezi că face, dă-i, că știe el să-și amelioreze vacile lui, să-și țină numai vaci mai bune, dacă îi dai, dacă îi plătești producția. Da. Am citit, cred că anul trecut, iar așa știri, Republica Moldova, în Republica Moldova, în urmă cu nu știu câți ani, câțiva ani, s-au pus iar așa, s-au dat o subvenție pe cap de vacă, că s-au constatat că scade efectivul de vaci, nu știu ce. Nu știu cum, și s-a dat o subvenție pe capul de vacă. Și acum, anul trecut, când am citit eu, au ajuns la concluzia că, de fapt, nu mai scad vacile, efectivul nu mai scade, dar scade producția de lapte. Și au zis, nu trebuie, nu-l mai dăm, nu să-l mai dăm pe cap de vacă, o să-l dăm pe litru de lapte. Păi deci mai trez un pic decât noi, sunt mai... s-au noi... mișcat mai repede, da, da. Deci, ăia s-o de, bă, stai că noi dăm pe vacă, vacile nu scade numărul, decizii, dar scade laptele. Sunt decizii politice, Ghiță. Probabil că membrii de-a lor de la partidul de guvernare sau de la coaliție au vaci de-astea pe câmp și iau niște bani și nu, nu le convine să dea pe litru de lapte. Pentru că din moment ce toți fermiere sau... e și logic, te spuneți voi, domnule, dați la oamenii care muncesc și care predau lapte, să vede, sau care predau carne. Nu dai la ăia care au vaci pe hârtie sau vaci pe câmp, pe Delta Dunăre. Adică nu e... nu e regulă, știi? Pentru că statul nu are niciun folos după vaca aceea care nu se predă lapte de la, sau nu se vinde, eu știu. Problema e că nu are niciun folos și că în fiecare an noi importăm mai multă mâncare pe bani împrumut. Deci noi luăm bani împrumut ca să cumpărăm mai multă mâncare. Și banii noștri îi prăpădim. Da, iar noi nu, adică până nu stopăm... Este și incompetență combinată cu rea intenție și cu
până nu stopăm treaba, nu putem să începem, trebuie să și să punem să dă vina mereu că Uniunea Europeană nu ne lasă. Nu vrea să dăm pe produs, că așa dă și ei pe fermă. Eu nu cred că i-a bătut în cap ca noi, dacă am mers să le exprimă fraților, dar noi așa e treaba. Nu merge așa ca la voia. Noi vinim din altă lume. Probabil că abandonează vacile pe câmp, nu? Cred că în Olanda o să vezi vaci abandonate pe câmp. Nu că ați fost și voi în Olanda. Ba da, le vezi pe pășune, dar nu până stii. Abandonate, adică în sensul că nu are nimeni grijă de ele. Pe iarbă de două pălmi frumoase, verde. Da, nu până spini cum sa noștri. La noi nu se vede spini. Da, zbegăraie și nu... Sigur. Nu e problemă. Cu pășuni am avut problemă în urmă cu câțiva ani când am primit-o, fostul primar m-a chemat, vină că ai drept, ai animale, hai să-ți dau și ție să-ți dau, că trebuie să o dăm. Și după ce m-a dat-o, am cosit iarbă, nu știu ce, și nu mâncă fânul nimica. Nu-l mâncă vace. Și am vorbit cu la Timișoara cu directorul stațiunii de cercetare de la Lovrin, domnul Horablaga Marinel. Am vorbit treaba asta cu el și cu domn profesor Dragomir de la Catedra de Pajiș de la Facultatea de Zootehnie din Timișoara. Ce-i de făcut? Și-au fost la noi, au venit amândoi. Hai să vedem, ne-am dus afară, i-am arătat fânul. O, zice, nu-i bună, e o specie de festuca, nu știu de care, de care nu mâncă. Zice, uite, o lua câteva fire, fă cu mâna pe ea, ce sunt? Ce prodie, ce... taie, deci nu-i o place la animal, nu-i bună. Și ne-am dus pe câmp, pe pășunie, să zicem, ce-i de făcut, s-a uitat. Și am ajuns la la concluzia, zice, ai două soluții. Ori îi dai cu grapa, cu discuri, o lucrare superficială și mai saminește iarbă și în timp, în ani, se va mai schimba iarba, mai crește și altceva. Ori, zice, ai soluția radicală, plug, arat și semănată iarbă de nou. Atunci ne-am vorbit, hai să arăm. În primul an 10 hectare. L-am arat și am semănat iarbă. Am cumpărat de la Lovrin, de la stațiune, sămânță. Vreo 3-4 feluri de iarbă amestecate și am semănat. Vara m-a chemat la Apia să mă duc că eu am o problemă la pășune, la subvenție. Ce, doamne? Deci ai 10 hectare pe care ți le-o tăia de la plată. De ce? Nu se vede în poza aceea care o face din satelit, cum e la, la vecini. E altă culoare. Și bai. Pentru că i-a fost iarbă semănată și-a fost verde. Normal, la vecini era galbenă. La vecini i-a fost numai porumbari și ciulini și nu știu ce. Au fost galbeni vara. Filmăm, e aparat acolo. Și... Zice, mă duc la Rad, la Apia. Mă duc la Rad, la Apia și spun, domnule, uite, îmi spune, doamna, fie sănătosă, de treabă funcționari la Apia. Orice problemă, spune, te întreabă, te lămurești, învață ce să fac. Zice, cum e, uite aici, mă arată poza, uite, aici, parcela asta, bucata asta, zice, nu e cum e la vecin, ce-i de fapt? Doamna, am arătat-o și am semănat iarbă de nou, că nu m-am scos, cu drujba am tăiat porumbarul și l-am scos cu remorca afară și am arat și am semănat și nu știu ce. Unește prietenii m-au ajutat, câteva zile am scos pe spin. Și zic că e semănată iarba, nu-i... Dar iarba asta e verde, nu e uscată ca la vecini, că aceea iarbă se uscă, asta nu se uscă, e dat îngrășeminte și o ține, îngrășemintea mai verde. Nu zice, știi ce poți să faci? Hai să facem o contestație la decizia lor. Și va contestație că nu știu ce și zice o să-ți trimită un om la fața locului. Și după două săptămâni m-a sunat apoi doamna și zice în regulă, zice, a fost om, a văzut și s-a băgat-o înapoi. Da. Dar eu am băgat o grămadă de bani pentru că în fiecare an i-am dat de două ori îngrășeminte, plus am cumpărat cu sutile de chile de sămânță, de dactilis, de lolium, de festuca, de trifoi amestecate. Și acum am iarbă pe ea de numai, chiar săptămâna când trecută. Când ți-ați garantează ei, ți-ați cumpărat de acolo semințele? Deci, este care sunt ani, mulți ani, este care 7 ani, dar
după câțiva ani, când se mai rărește, se mai seamănă cu sămănătoarea. Cum se supra-însămânțează, nu se face nimic, numai mai puni 10 kg sau 7 kg la hectar, mai dai până ea. Și zice un vecin de acolo, zice, o zis primariul, că zice, o vorbit de pășune, o zis că tu trebuie să plătești cel mai mare taxă de închiriere. De ce? Păi zice, o zis, la tine e mai bună iarba. Ce am zis noi de acolo, eu știu cu cine a fost. Da, zice, că au băgat o grămadă de bani în pășune. Am trebuit să plătească mai mult. Nu. Asta e mentalitatea. Așa. Deci asta e socoteala. Da, te rog, Aurel. Da. Și asta e cu pășunea, cu pașiștea și cu stufu. Da. Afară, în zonile de câmpie unde se poate lucra pământul, nu există pășune. Pășune există la munte, unde nu se poate, unde nu se poate lucra pământul, unde nu se poate face producție. În Germania sau așa, am un coleg acolo, medic veterinar, a zis, numai la munte există pășune, la câmpie nu are nimic. Că ăla e un pământ care nu produce așa de mult ca la potențialul lui. Da, da. Ce-ar putea. Da, nu-l lasă de pășuri. Ce alte măsuri ar mai putea fi luate acum, pe termen scurt? Ce legi ar trebui schimbate? Ce norme? Ce... Ăsta, sprijinul ăsta cu plată, zootehnic, care se dă pentru registrul genealogic. Ăsta ar trebui dat la tăchii vacile care produc lapte pentru comerț și se comercializează. Cu factură, aia trebuie să primească. Nu? Da. Și cred că ar trebui să intervină instituțiile statului să vadă de ce noi, țară care poate importăm cel mai mult lapte procentual, avem la fermier cel mai mic preț din Uniunea Europeană. Adică cum se poate ca noi să importăm... Au un preț minim stabilit de... Nu. Nu au, nu, dar tot piața dictează prețul, nu? Da, piața. Da, piața, doar că piața noastră importă 80% lapte. De ce crezi că importă și nu ia de la voi? Îl ia și de la noi, dar e la preț mic. Deci, hai să vă spun cum e. Deci dacă ia la preț mic și la ungurile dă mai mulți bani decât vouă? Care de e explicația? Vă explic. De ce credem, la de ce credem, de ce credem noi că e așa? Acum, asta deci, dacă avem aici 10 neri pe masă, dumneavoastră vrea să vă trebuie 5, mie îmi trebuie 6, lui îi trebuie 4. Păi noi avem 6, ne trebuie 15, dar noi nu avem numai 10. Fraților, hai să facem altfel. Avem 10, luăm fiecare 3 mere și jumătate și dăm pe ele numai 1 leu pe kilă și cât nu le cumpărăm de afară, cu 2 lei, cu cât o fi. Că dacă vreau să-mi cumpăr eu pe mele 6, dau mai mult pe el să-l cumpăr. Păi vine tu, dau eu mai mult, că și mie îmi trebuie 5, da, dar și el da, mai mult. Da. Nu, noi ne înțelegem între noi, le cumpărăm, împărțim ce îi la fiecare și ce ne trebuie cumpărăm cu cât se poate. Deci asta e toată politica. Și acum mai fuse proiectile astea cu... Cum au fost? Cu, de s-o dat, s-au făcut proiecte pentru fabrici de lapte, pentru nu știu ce, pentru abatoare, ce, cum l-au chemat? Nu știu ce fac, amu, nu de mult se facă. Deci îi dă la ăla mare, la procesatorul mare care e de câteva sute de mii de litri, mai dă bani să facă mai mare, ca să-l pot îngropa pe ăla mic. Pe ăla mic dispare și atunci el are monopol. Ar trebui limitate și subvențiile astea. Băi, procesez 200 de mii de litri pe zi. Fă-ți mai mare dacă vrei, dar nu pe bani de la noi. Ai 500 de vaci, ține 1000, dar eu nu-ți mai dau bani pentru mai multe. Îi dau la cel ce are 20 ca să facă 50. Ca să-l crești, să crească și el. Să scadă importurile, nu? Asta e ideea. Ca să fie ca cât să, mai multă să lume. Să stimuleze fermierii să poată... Și să facă cât mai multă lume. Adică și... există studii și în România. Okay. Avem cele mai mari exploatații agricole așa, din România și cele mai sărace, zone. Cele mai sărace, Aurel, cele mai sărace zone. Pagina, acolo și arată adică, mai aproape. Nu știu. Da, putem așa, așa, uite acolo. Așa, bravo. Ele se suprapun. Da. Ele aproape exact suprapuse. Okay. Deci unde avem cele mai mari ferme, avem și cei mai săraci oameni. Oameni. Care e explicația?
Păi, pentru că vine unul care lucrează 50.000 de hectare, adică 10 localități și restul... cu puțin, cu câteva tractoare foarte mari și foarte performante, cu puțini angajați, el lucrează tot terenul, iar restul oamenilor n-au ce să facă. Am înțeles. Și atunci și... lucră pe salariu minim, îs mulți pe ajutor social, îs... Da, aici s-au făcut de mult, acum 10-20 de ani au făcut combinații cu terenuri, cu concesionări, cu prefectura, da, cu Consiliul Județean, cu... Acum, și în Olanda, de exemplu, a existat. Și ei au avut polderul, au scos pământul din mare, au, pământul, acolo unde au scos pământul... Pământul statului care l-au scos de sub mare. Da, da, da. Eu am fost acolo. Ei au pompat apa peste dig și le-a rămas pământ. Pământ. Mii de hectare de pământ. Da. Ei nu au făcut ca și noi, adică le-au luat și le-au dat la 2, 3, 5 persoane, 10. Da, Hiro, cum îi cheamă pe aia ce-au luat insula Marea Brăilei? 57.000 de hectare la 1. Da, ei le-au împărțit, au făcut loturi de 40 de hectare, de 60 de hectare și le-au împărțit la mai mulți oameni. În condiția ca să nu le vândă, adică... Prima dată nu a fost a lor. Eu am fost acolo, la Țărani, de-au acolo în zona aceea. Le-au dat în administrare, cum ar veni, da, nu? O zis, așa, am întrebat cum s-au făcut. Deci, ei au avut un fel de fior din mare, au intrat mare, am uscat, aici au tras un dig și de aici au tras apa peste... Și acum are un continuu pompile mări, am fost acolo. Da. Și de aici, pe cum se trage apa, au rămas pământ. Și am întrebat la școală când a fost, și cum e pământul acela, că dacă te duci la Criș, pe fundul Crișului e un pământ de alunie și de noi, cum să amini în el? O zis, după ce s-a retras apa din el, statul a venit și a făcut o ofertă. Cine vrea să vină în zonă, să se stabilească în zonă, asta a fost pe la 1920, cred că s-a început, în jur de, s-a început primile. Îi dăm 40 de hectare de pământ, el 5 ani, 10 ani, nu mai țin minte cât, el trebuie să facă cu pământul ăsta ce zicem noi și noi îl plătim. După ce face anii ăștia să împlinească, pământul va fi fertil. După care noi îl concesionăm lui, îl arendăm lui cu posibilitatea de a-l cumpăra. Deci ori făcut treaba asta, o zis un fermier la care am fost, bunicul meu s-a mutat aici, zice, bunicul meu a fost în partea de nord a țării și a avut o fermă foarte mică și a vândut-o și a venit aici. Deci acolo s-a împărțit prima dată 40 de hectare și apoi mai târziu 60 și, pe familie. Deci, ideea și este Olanda că... acum este cel mai mare exportator de mâncare din Uniunea Europeană și pe locul 2 în lume după SUA. Nu deci știam. Exportă, a doua țară exportatoare de mâncare din lume e Olanda, care are undeva la 900.000 de hectare de teren arabil, un milion. Are, și noi avem 9 milioane. De 10 ori mai mult. De 10 ori mai mult. 40. Da. 47.000 sau cât de kilometri pătrați are. Cauza este că puțini oameni dețin foarte, foarte mult teren, nu? Foarte mult teren. Toată populația care trăiește în satele unde e terenul respectiv moare de foame pentru că ei nu mai au cu ce să trăiască, nu? Asta odată și în al doilea rând, omul ăla ce are 1000 sau 10.000 de hectare, ăla nu-i interesat să facă produse finite. Lui e suficient să facă grâu și porumb, să-l vândă, să-l exporte, să facă orice deci, cu el. Oamenii de acolo, din zonă, n-au niciun beneficiu de pe urma asta. Nici oamenii, sunt probabil nici țara 2-3-5 dintr-o sat care lucră. Nici țara nu are. Pentru că una e să vinzi grâu și porumb și alta e să vinzi cașcaval sau oricum, cârnați. Asta n-ai ce să mai faci, pentru că terenurile sunt al lor, sunt în proprietate și n-ai cum să mai schimbi pe chestia asta, că nu poți să-i naționalizezi terenul. Se poate să nu-i mai dai subvenție. Poți să nu-i dai subvenție. Adică Uniunea Europeană cere de chestia când asta, asta de mult, de 10 ani, dar sigur să limităm. Să se dea subvenții numai la micii fermieri, da, nu da, și la aia care să se limiteze la cât? La 100.000 de euro. Deci dacă ai de primit mai mult de 100.000, nu mai primi. Da, să fie limitat plafonul de subvenții. Nu, da. Nu primești 2 milioane. Care au 20.000, 10.000 de hectare, 5.000 sunt toți foști de nu știu unde sau prieteni sau combinații și atunci normal că le dă subvenții, știi? Adică de-aia nu respectă noștri chestia asta, dar, cu 100.000 de euro. Problema asta, de exemplu,
evoluția importurilor de mâncare. Dacă în 91 importam mâncare de 630 de milioane de dolari, în 2020 am importat 8 miliarde 400. Deci de 15 ori aproape mai mult. Față de 90, asta, da. Suntem de 15 ori mai grași, mâncăm mult mai mult, nu? Da. Importăm. Mai e o problemă. Da. Deci dacă luăm un hectar de pământ și semănăm pe el grâu, mereu i-au zis pe ăștia la televizor că au avut 7.000 cheltuială, că au avut 5.000 pe hectar cheltuială. Dacă au avut 5.000, îl vinde de 5.500. El i-a dus 500 de lei profit. Mm-hmm. Dacă pe hectarul acela creștem vaci, la o vacă îi avem nevoie de 0,66 de hectare. Ok. Să crești o vacă. Dacă de la vaca aceea faci 7.000 de litri de lapte, ceea ce nu e mult, e o producție medie, în tot felul. E o producție medie. Dacă faci 7.000 de lei, de litri de lapte, s-o vinzi cu 2 lei numai, s-o vinzi. 14.000 de lei. Faci 14.000 de lei. Da. Cât îți rămâne profitul din 14.000 la hectarul acela? Dar stai că ăsta e la 0,66 de hectare. Exact. La un hectar faci 10.000. 10.000, da. Faci 200 de milioane. Da. Îi tăt una cu 55 de milioane, îți rămâne 5 milioane profit. Da. Din 200 cât îți rămâne? Deci noi nu facem treaba asta. De ce fac olandeze? De ce nu facem treaba asta? Suntem bătrânii. Când am fost eu tânăr, oamenii bătrâni care au fost născuți la 1900, înainte de 1900, au zis, cine vinde grâu și porumb, e condamnat să fie om sărac. Ăla e om sărac. Dacă n-ai să vinzi o vacă, n-ai să vinzi doi boi, n-ai să vinzi o mânz, nu vinzi purcei, ești muritor de foame. Pentru că profitul e foarte mic la cereale, că de altfel și lucru e puțin și ușor. Mești în sami și l-ai semnat greu în octombrie și până... Totul e mecanizat, numai trebuie să... Și dacă nu e mecanizat. Nu mei la sapă. Cum... Și dacă mei, e lucru puțin. Nu e ca și la vacă, în fiecare zi trebuie să-i dai de două ori pe zi mâncare, să o mulci, să nu știu. Dar lucru după aia, dar și duce. Deci în Olanda, eu am fost în Olanda, vă spusei că am fost, de vreo trei ori în Olanda. Cei mai renumiți din Europa la ferme de vaci olandeze, nu? Da, sigur. La legume, la flori. La ei nu este greu. Dar se seamănă, nu este porumb pentru bobe. E nu seamănă așa. Undeva 3% din suprafață. Dar ce e de sămânce la vaci? Siloz de porumb este. Uh-huh. Deci siloz de porumb, seamănă porumb, dar numai pentru siloz. Și e iarbă. Soi, probabil, nu? Da, este da, și da, noi da. Avem hibrizi pentru porumb, anume pentru siloz. Și iarbă. Iarbă și iarbă cu trifoi amestecate. Uh-huh. Și-o zis că din suprafața arabilă, ne-o spus la școală, din suprafața arabilă a Olandei, 60% e semănată cu iarbă și iarbă cu trifoi. De semănată, afară de că și mai au și pajici naturale care nu se mai seamănă. Dar 60% e semănată numai cu iarbă. Deci Olanda numai vaci și nu seamănă. O să vezi cartofi, ceapă, morcovi, conopidă, fasole, pepiniere de pomi, flori. Nu mai vorbim de la lele și nu numai la lele. Multe flori. Și am întrebat, deci am fost la om care a avut 65 de vaci și o zis că mai are și 3 hectare de la lele. Și zis, cum face? Noi am crezut că vinde flori. Vindem și flori, dar nu pentru florile seamănă, pentru bulbi. Deci scoate bulbi, au fost 5 bulbi, e ca usturoiul la noi, așa. Bulbicia de la lele, 5 de acele puse într-un pliculeț cu 3 euro. Umple lumea de ele. Și nu numai la lele, viorele, deci numai așa ceva să am. Am văzut că vă întreabă când faceți live-uri mulți că am un hectar de teren. Dacă ai un hectar de teren și te-ai gândit că pui porumb pe el să trăiești cu familia un an de zile, n-ai ce ești să mort. Faci, ești mort. Dacă faci un hectar și... de seră, dacă faci și scoți roșii în extra sezon, poți să trăiești după un hectar. Și în sezon dacă le scoți. Da. Deci dacă să ai legume pe un hectar, o familie, nu cu solar, nu cu nimic, în aer liber, trăiește o familie după el. Numai schețe de el, cu roșii, cu varză, cu ardei, cu...
să ai grijă. Să... Cu da. Petronjel, cu nu știu ce. Pe vremuri am fost la Timișoara până 98-2000, la Timișoara, la piața 700, e două ori pe săptămână cu marfă. Cu brânză, cu lapte? Cu... Nu cu brânză, cu... că atunci am început cu vacile, cu fasole, ia, cu varză, cu de-aștia. Și vineau de undeva dângă Craiova cu mărar. La noi mărarul în grădină crește singur, nesemănat, și îl tăiem, că lăsăm câteva fire pentru noi. Vinea cu câțiva saci, așa câte jumătate de masă un sac. De-acolo. Și îl vinea, stătea câteva zile. Păi dacă el a venit de acolo cu trenul cu el, înseamnă că a făcut bani pe el. Clar, deci pe orice se face bani. Și pe aștia mărunte se face bani. Da, numai să muncești. Numai e lucru mult. Știi cum unghiuzele la piață ce ai cu fasolea? Cu fasolea, da, știu. Se suie și nu se suie. Da. Da. Deci. Te rog, Aurel, ce vreau să mai arăți sau mai spui? Noi vrem să muncim puțin și să câștigă mult. Dacă se, nu poate, se poate să cumpărăm, nu știu ce, monedă virtuală de și scroci care profită de oameni, exact, care vor să muncească puțin, să câștige mult, dar nu prea merge în, da, pentru că în realitate merge doar în teorie. Noi asta vrem noi și atunci normal că normal că îs unii care profită de treaba asta. Ce ți-ai mai notat, Ghiță? M-am notat tot felul de idei. Păi la noi, la lapte, cei mai mare intervenție care ar putea o face statul ar fi să intervină cu, eu știu, instituțiile statului care ar putea, să vadă cum se face prețul la rapte. Deci de cei 2 lei... La voi și 10 lei laptele curat la raft. Unii zic, domnule, că nu-i 10 lei, domnule, că și 4 lei. Păi uite pe compoziție, să vezi cât la sută la 4 lei lapte și cât e grăsime, cât e... Acum mai apă, sub 8 lei nu este lapte bun. Nu există lapte bun sub 8 lei. Există, de sau exemplu... Sau să miră că el ține în frigider 3 luni și nu se strică, adică... 6 luni fără să fie în frigider. 6 luni fără frigider, fără frigider, 6 luni. Deci, aici ar trebui să și intervină. Și apa să strică dacă o ții șase luni. Și apa să lasă mineralele pe fund. E ca hamburgerul de McDonald's, l-a pus pe dulap 2 ani de zile și exact după 2 ani așa arăta, nu s-o păi schimba la culoare nimic, ca carnea și nimic. Laptele, da. Deci aici ar trebui să intervină statul. Să vedem de ce în Germania îl plătește cu 50 de cenți la fermier și cu 1 euro și 10 în 20 maxim. Fără să fie la ofer, adică prețul normal. Îi în magazin. Care cât e? Dar mi-a spus că și la ungurile de mai mulți bani decât vouă, nu? Da. Pentru că sunt aceleași magazine și în Germania care sunt în România, aceiași procesatorii sunt în România, aceiași... Aici trebuie să intervină statul. Hai să vedem. Care-i treaba? Ăsta... Și atunci s-ar găsi cine câștigă, că cineva câștigă. Dai. Clar. Nu se pune problema. Prețul... Și atunci, noi merem și cerem, noi românii, noi țărani, merem și facem demonstrație și cerem să ne dea subvenție, statul român, să ne dea 100 de euro și nouă pe vaca de lapte, nu numai pe cei de carne. Adică ce înseamnă asta? Statul român să se împrumute la instituții mondiale, să ia niște bani împrumut, să-mi dea mie și la alții ca mine, ca noi să putem vinde laptele la preț de nimic, la procesator, care să facă profit și să-l ducă afară profitul. Iar copiii noștri și nepoții mei să plătească creditul nevoie. Deci nu-i normală treaba asta. Nu așa e normal. Păi, e normal să se intervină, să vedem de ce-i treaba asta. De ce la noi e ieftină la porta fermi și scump în magazin. Aici trebuie să intervine statul. Ce au făcut ăștia care au fost reprezentanții voștri la negocieri? Ce au negociat sau ce... Noi n-am avut reprezentanți. N-ați avut reprezentanți, nu? Văzut. N-am văzut. Dar absenți. Cine au fost? Că au zis că au fost reprezentanții fermierilor. Voi sunteți fermieri, deci... N-au reprezentat doar o parte din fermieri? Sau ce au... Pe cine au reprezentat de acolo? Sau ce... Nu știm ce a fost. Deci... Ăsta... care la cu vacile de lapte, n-am văzut să fie. Nimic. Păi, eu am vorbit, asta, Federația Crescătorilor de Vaci de Lapte din România are președinte acum, s-a avut anul trecut pe unul Bordean de la Brașov, din zona Brașovului. Și atunci, în aprilie, când a fost negocierea aceea la guvern între procesatori, retaileri și fermieri ca să reducă prețul cu 20%, a fost și el cu cineva din partea noastră, da, la negociere. Și au zis,
M-a spus la telefon, am vorbit cu el. N-am fost. Zice, am fost într-o sală, am așteptat să vină ministru, să nu știu, și au venit cineva, au zis reprezentanții procesatorilor și a retailerilor să vină la domnul ministru. Și zic, voi ce ați făcut? Zice, noi am stat aici până... Peste 20 de minute au venit și mi-au spus, gata, am găsit soluția, îs de acord să reducă cu 20% prețul la, la raft. Dar nouă înainte de aceea ne-au redus cu 40. Da, da, mi-a spus aia în video care a fost. Da. Și zic, voi ce ați făcut? Ce să faci cu asta? Numai pe ei eu dacă eram, eu nu stăteam când eu chema, bă, dar eu mă duceam după ei, dar eu după ce am venit aici, să fim numai mai mult, să încălzim. Da, da, trebuie un pic mai bătăioși, să reprezinte chiar interesele fermierilor mici, nu doar că mulți își reprezintă interesul lor propriu, pentru că sunt mulți care au ferme foarte mari și îi interesează să obțină ce vrea pentru ei. Are alte jocuri. Deci fermierii mici nu prea sunt reprezentanți acolo, nu? Nu prea, nici cum. Nu sunt nici cum. Sau cel puțin nici nu vrea să stea de vorbă. Dar voi aveți la județul Oradea o asociație a crescătorilor de vaci de lapte? Sau? Mai avem o leacă, dar am fost în cooperativă, am ieșit nu de mult, nu s-a mai putut. Acum ar putea să intervină, de exemplu, statul pe... și chiar s-a vorbit la un moment dat să facă în magazin jumate din alimente să fie pe lanțul scurt. Adică producător, procesator, vânzător. Și atunci ar putea să mai oprească ceea ce vine de afară. Pentru că tu afară firmele românești, procesatorii, nu cumpără direct de la fermieri sau foarte puțin cumpără direct. Cumpără de la alți procesatori. Da, da, da. Atunci pe lanțul scurt... Ajunge la una, a treia, a patra și normal că prețul crește foarte mult. Și atunci putem să zicem o parte din aia sau punem o taxă în plus pe alimentele care nu sunt pe lanțul scurt. Producător, procesator, vânzător. O mai interveni cineva, putem să mai punem un impozit în plus. Putem să punem, nu știu, sau să poate pune, dacă vrem să facem, să poate pune un impozit, de exemplu, la distanță. Ai dus, să zicem, laptele de la o distanță mai mare de un anumit număr de kilometri, înseamnă că poluezi amprenta de carbon, să fim în ton cuie, plătești o taxă în plus. Și atunci iară s-ar mai limita. S-ar putea face o concurență pentru reală pentru laptele din România. Mulți au întrebat la trecută când am făcut video, domnule, de ce nu vând ei direct laptele? N-ai nu unde, nu? Că am întrebat. Stai să terminăm cu treaba asta, cu că nu mere treaba. În 1999, 2000, a fost la Arad o licitație de vaci, Asociația Crescătorilor de Vaci din Arad cu Asociația Crescătorilor din Austria, Dumnezeu să le ierte, domnul inginer Sălăjan s-a ocupat treaba asta, au dus niște juninși din Austria să vândă la licitație, să vadă și românii cum e la ei, cum e nu știu ce, și m-au chemat, haide, m-am dus, sigur că m-am dus, și la deschidere au luat cuvântul reprezentantul din Austria, ministrul agriculturii din Austria. Ok. Și ne-a spus că el e ministrul agriculturii în Austria de luni dimineață și până vineri după masă. Iar de vineri până luni el e țăran, că și el are 50 de vaci acasă. Și e ministrul agriculturii. De vezi, omul ăla poate să înțeleagă exact ce se întâmplă, pentru că are iar nu-s ministrul agriculturii, unul a fost popă, unul a fost doctor, unul a fost... Mulți politici care n-au nicio treabă cu agricultura și mulți din au crescut la țară, au crescut pe la oraș și n-au văzut vacă, crede că e vacă albastră ca pe ciocolată. Ca Milka. inclusiv actualul ministrul agriculturii. Păi tot pus politic și ca să facă interesele de partid și de... Deci... Eu m-am mirat ce tupeu are ministrul ăsta că l-a întrebat că știați că subvențiile dintre el trebuie să dau la copilul lui Stănescu și habar n-aveam, domnule. Deci ei acolo în partid tot Stănescu la vicepreședinte ce dracu e și el nu știa că e pruncul ăla. Adică cât tupeu să ai să minți, adică în momentul când un politician de ăsta minte în fața unei țări întregi, te desconsideră, zice că ești prost, că suntem tâmpiți toți și că ei sunt deștepți și poți să ne fraierească și ne șmecherească cum vor ei. Asta face un politician ăsta care minte așa la mod ordinar, știi? Da. Deci asta a fost ministrul agriculturii din Austria. Când ai fost în Austria, Mus? 2015 sau 16. Cum a fost la ministrul agriculturii? Am fost la ministrul agriculturii acasă,
eram într-o la alt ministru, delegație, la, da? La alt ministru agriculturii. Nu, am fost eu cu cineva, cu un prieten de-a nostru din Austria. Ce-o zis? Hai să merem la ministru, nu? Nu mi-a spus. Hai să merem să vizităm o fermă. Să vedem. Da, am mers la fermă, a venit un băiat cam de vârsta mea, care mi-a arătat acolo ce fac ei, câte faci, și un om era într-un tractor, scotea gunoiul de la vară. Și zice prietenul ăsta nostru, care știe vorbi românește, îl vezi pe omul ăla. Dar e austriac, prieten. El e austriac, dar știe și... Știe românește. Da. Îmi zice, vezi omul ăla ce scoate acolo gunoiul. Ce scoate gunoiul, da. Dar ăla e ministrul agriculturii de la noi. Nu, vezi, omul ăla știe despre exact cu ce probleme se confruntă. Deci pe la noi prost de-aia știe nimeni. Normal că scoate el gunoiul cu mâna lui, nu poate să-l folosească nimeni. Dacă o mergi la minister, ăla știe ce-l dore acasă când scoate gunoiul. Nu-l prostește unul și altul, da, că mai dăm... Ar trebui să-l trimite și pe barbul ăsta la agricultură, vreau să-l scoate cu noi pe la ferme, ca să-l învețe și el. Mai dăm subvenție la stufă și în stufui, nu știu da, ce, să mai niște stufuri, delta. Pușcăm pelicanii, că mâncă pești și da, mai nu da, știu da, ce. Da. Deci, aia e problema noastră. Și, dar ce mere treaba la ei? Că-s oameni... Normal, da. Zicea ministrul agriculturii din Austria că noi, Austria, producem 15 milioane de hectolitri de lapte, 10 milioane consumăm noi și 5 milioane exportăm, dar nici un litru de lapte crud. Deci doar tot procesat. Tot e procesat, da. Ca să brânză, cașcaval, valoarea adăugată mai mare. Normal, că e mult mai avantajos, așa. Da. Și zice austriacul, eu am fost și în Austria, mai, încă și mai mult, cred că, decât el. Tot la prietenul ăsta. Prietenul ăsta ne-am împrietenit că el a lucrat la Asociația Crescătorilor de Vaci în Austria. Și eu a lucrat în România, a dus multe animale în România și așa ne-am cunoscut între alt prieten de România. Știi românești, acum te poți înțelege? Da, da, da. Și ne-a dus la el să vedem. M-a dus pe mine și până cu un prieten de România să vedem mai multe ferme, că am avut noi ceva probleme, n-am știut în România să le rezolvăm. Și eu tot veniți aici, mergem în mai multe locuri și vedem, să vedem și soluția. Găsim soluția. Și ne-a spus în Austria, am fost la... Ne-a întrebat de înainte, ce ferme vrea să vedem? Păi am vrea să vedem ca a noștri, 30, 50, 60 de capite. Nu ne du la una de 200, că n-avem ce să văd. Bun. Ne-a dus și în mai mici și în mai mari pe traseu. Și ne-au spus, am fost la doi tineri, 34 de vaci, au avut cu lapte, soții, cam cum e băiatul meu, avea un copil mic de, nu știu, 2 ani și ceva, Sara o zis că îl duce în graj, unde murge, era un cărucior de copii, o zis să-l punem aici când murgem, că n-are cine să stai cu el, 34 de vaci, o zis, ăsta, prietenul meu, o zis, în Austria, undeva de la 30 de vaci în sus, familia trăiește după vaci. Dar am văzut și ferme cu 7 vaci. Dar ăla era profesor la școală. O zis, și în timpul liber avea în timpul liber hobby. Am 7. O zis, ăștia eu le țin de hobby, că eu l-am întrebat eu. Dar puteți, aveți așa de mare vinit încât să puteți trăi după 7? Nu, zice, eu sunt profesor la școală, dar dimineața până nu mă duc la școală, le murg, le lăs la pășunie în fața grajdului și după masă le murg, nu știu ce, și asta zice, e hobby. Sâmbătă mă ajută băieți, că am doi băieți la oraș. Mai fac un pic de prânz, mai fac un pic de aia. Mă ajută și ei și nu știu ce. Deci și-o zis ăsta de la 30 de vaci în sus, o familie trăiește din vinitul care îl aduce vacile. Noi am stat la o pensiune. Proprietarul pensiunii a avut 15 vaci. A avut 15 vaci și a avut o mică pensiune de, eu știu, vreo 6-7 camere. Soția lui se ocupa. Dimineața amândoi erau la vaci, după care ea a venit la pensiune, a avut 2-3 camere întotdeauna ocupate în zona Salzburg. Și el a zis că mai merge ziua la pădure. Și trăiește din alea 15 vaci. Am fost la altul cu 13 vaci, a avut în mijlocul localității, a avut un restaurant, a avut vacile aici, dâncoace a avut restaurantul.
Deci au avut probleme cu vecinii. Au avut probleme cu vecinii și au avut un venit suplimentar din vacea. La noi din 90 încoace, tot asta a fost în media, în televiziune, nu știu. Numai ferme mari, nu se poate face, numai ferme mari. Deci asta o descuraja lumea, în loc să-i încuraje. Bă, ține și 5 dacă nu poți ține 50. Normal. Ține 5. Rănești 2, 3, 4, 5, 5 jurul tău acolo, adică... Deci dacă ai 5 mari, poți îl vinzi la vecini laptele sau poți îl vinzi la procesatorul. De ce nu faceți, am întrebat oameni, de ce nu faceți voi direct brânză sau de ce nu vindeți laptele voi? De ce aveți nevoie de procesatori și de alții? Nu se poate. De ce nu se poate? Din mai multe motive. Odată, nu avem timpul fizic. Noi atâta lucru avem, de multe ori ne culcăm la 1 noaptea, la 2 și ne sculăm la 5. Deci nu mai angajați un om, doi care se ocupe numai de procesare. Dacă angajezi omul să se ocupe de procesare, venitul pe care l-am mai mult, dacă îl dau la omul ceva. Pentru că nu avem o cantitate atât de mare încât să justifice, investiție, oameni, un om care să proceseze, un om care să ducă, să vândă. Să ducă litri de lapte predați voi pe zi sau pe săptămână? 1000 și sau ceva pe zi. 1000 și pe zi, 1100, poate și 1000. Dar vi le ia pe tot, adică... Da. Vindem și de acasă, dar... Eu știu, câți 20 de litri pe zi, 50 de litri. Da, pentru oameni din sat de acolo. Pentru oameni din... Dar mai puțin. Deci nu se poate. Deci asta e odată problema. Știm care face în România treaba asta și nu o duce mai bine. Știu că și-au mai făcut fermieri până sudul țării, am văzut un fel de automat de la de lapte, de hidrea, bagi fisa sau boneda și curge lapte. Da, dar ăla vine, am prechin care are și zice, vând 40-50 de litri pe zi, 70 de litri, 100 de litri. Și trebuie să fii lângă oraș, adică să mergem 100 de kilometri până la Timișoara și 100 înapoi. La noi cum e la Șicula, de exemplu, sunt mulți oameni care mai au vaci. Când înainte nu mai sunt, nu? Nu. Când înainte, când eram prunc, veneau vacile, nu se-mi gătau, tătă... Deci, șoseaua aia principală era numai vaci, erau sute de vaci. În 1991 la noi în Șicula au fost la pășunie undeva la 1300 de capite, iar astă vară au fost 6. Extraordinar. La oamenilor din sat. Deci în 90, ori în România au fost 5.380.000 de vaci, da? Și în 2021 ori mai fost 1.800.000. Deci de la 5.300.000 la 1.800.000 a scăzut din 90. Foarte mult. Acum. Da, peste tot, în tot sectorul alimentar au scăzut producțiile și s-au mărit importurile. Da. Și afară a scăzut numărul de ferme. Da, dar pentru statul român, cred că ar trebui, pentru decidenți, pentru politicieni, asta ar trebui să fie o strategie națională. Deci dacă noi nu avem mâncare, dacă mâine se închid granițele, noi murim de foame toți, ne mâncăm. Adică mai vine un COVID, mai nu știu ce, să închide. Da, asta ar trebui să fie... Nu se mai fac importuri, murim de foame. Noi strigăm de... Da. Deci asta e o problemă de siguranță națională, părerea mea alimentația. Da, din momentul noi importăm 70% avem... din mâncare. Sigur. Și pe bani împrumut. Și pe bani împrumutați. Da, Doamne feri, se întâmplă e ceva. E ca și cum era bine și vei pe caiet, pe datorie, știi? Exact. Cam așa suntem și noi. Exact. Da, noi nu avem ce, ce mânca. Da. Avem așa suprafață mare de pământ fertil, iar noi merem și cumpărăm 70% deci de mâncare. Soluția ar fi să eficientizeze administrarea sectorului agricol, să zic așa, adică în sensul să nu mai dea subvenții la unde nu trebuie să le dea, să le canalizeze, nu să mărească, nici nu are nevoie să mărească bugetul ca să dea subvenții, doar să le ducă în direcția în care unde trebuie. Da. Păi, de exemplu, în România să dau 90%, aproape 80 și ceva, 88 sau așa ceva, la sută din subvenții pe cultură mare, 8-10% se dă pe zootehnie și 2% pe procesare, în condițiile în care noi importăm mâncare. 14,6% mere din subvenție se acordă pentru zootehnie și 85% pe cultura mare. Deci pe cultura mare care îți duce cel mai mic
Profit. Profit pe cei mai mică valoare adăugată pe unitatea de suprafață, da, da, să dă cei mai mari subvenție. Ca să-i ținem în păi viață și pe exemplu, ei. Cât poți să câștigi cu un hectar de teren dacă crești vacă și îi dai de mâncare de pe hectar și cât crești, cât da, câștigi dacă produci grâu sau porumb sau floarea soarelui, da, sau altceva. Deci asta, aici e problema mea. Iar vorbim că cumpărăm lapte, acum nu știu, cred că înainte de sărbători sau când iar am citit, mai citesc sara așa mai târziu când că mânc până mă culc, chiri. Ceva publicație din Ungaria a scris că 40% din consumul de lapte din România e asigurat de unguri. Deci din cât mâncăm, da, noi, aia 80% cât e lapte shop sau cât importăm noi, 40% din Ungaria. 78,57% deci, am importat în 2022. Din care 40% din Ungaria. Deci ungurii își produc pentru ei, e de nou 40% și probabil mai dă și la alții, nu numai la normal. România. Deci în Ungaria poate să fie eficient. Dar prețul când la noi era 1,60 lei, în Ungaria era 2,40 lei. Deci au stimulat fermierii și atunci oamenii au mai cumpărat vaci, că da, nu au fost, voi le-ați tăiat, a fost invers. Voi ați redus numărul de vaci, că n-ați avut cum să trăiți și ungurii mai cumpăra vaci, că aveau subvenție. O, sigur, că au avut preț la lapte. E tot numai de piață, iar, e normal. Vorbind de dimensiunea asta de ferme, de nu știu, în Olanda am câteva cunoștințe olandeze, cu care m-am bine. Îmi spune unul, la Brașov are o firmă de vinde utilaje agricole și de 20 de ani ne cunoștem, ne avem bine, zice, nu înțeleg un lucru în România. Zice, România nu face lapte cât are nevoie, dar are prețul mic la el. Noi în Olanda avem lapte de vândut mai mult decât, dar avem prețul mare. Păi, din cauza... De ce nu înțelegem? Administrare bună, la noi administrare proastă. Deci, procesatorul are... Lipsa de interes a guvernanților pentru fermieri. Sector. Da, da. Deci, procesatorul are monopol. E un singur procesator în tot vestul țării, în 4-5 județe. Și l-am întrebat pe olandezul ăsta, zic, câte vaci are cea mai mare fermă în Olanda? Zice, din câte știu eu, că și el vine tot din familie de fermieri. Și eu au avut vaci, dar o zic că tatăl a avut tata lui și cu fratele lui tatăl s-o o fermă moștenită și la un moment dat o zis că e mică pentru amândoi și tatăl s-o renunțat la partea lui și-o lăsat-o la fratele lui și el s-a lucrat în alte parte. De cât e cea mai mare fermă? Zice, din câte știu eu, este o fermă de 2000 de capete de vaci cu lapte. Și a doua de 600. Wow, ce diferență mare între prima și a doua. Și a treia nu mai știu, zice, a treia e mai mică. Mici. Deci la ei, eu am fost în zona în care sunt cel mai mari ferme, în Polder. Au fost undeva 60, 70, cei mai mari 120. Mm-hmm. Iar noi vorbim numai de nu știu ce, dar nu-i chiar așa. Aurel, mai vrei să spui ceva? Da. Te rog. Da. A, nu mai, nu? Nu, mi se am acolo. Punctat tot sau mai vrei să spui? Găsim. Mai găsim. Te rog, că vreau să nu ratăm nimic, adică orice argument în plus sau orice informație utilă și importantă, știi? Da. Deci la noi s-au plecat din 90 cu handicapul ăsta, inclusiv am zis, din media. Grea o moștenire, cum zice fiecare ministru care vine, domnule, grea o moștenire. Lasă grea o moștenire. Nu se noi de bine, care au fost înainte, la conducere. Așa e, am preluat grea o moștenire, dar noi o facem mai grea. Da. Nu e niciunul care să... Sau la ăla care strigă mai tare, mai dăm ceva să închide gura. Da. Dar nu e în regulă. Iar noi nu știm ce să cerem. Deci, noi țărani, cerem să ne dea 100 de euro, cerem să ne dea nu știu ce. Cerem să... Acum, parcă Uniunea asta europeană e împotriva noastră, țărani. Ne cere să lăsăm 4% din teren pe loc. Ne cere să nu arăm... Asta e cei mai mari... Dar de ce să lași pe loc 4%? Pârlogul are... înseamnă la noi nelucrat. Nu știu ce zice domnul Tabără, că el e... Specialist. E special. Eu când am fost la școală, am aproape 50 de ani, am învățat că
marginile parcelelor agricole trebuie întreținute curate de buruieni, pentru că acelea constituie un focar de infecție cu sămânță de buruieni pentru restul parcelei. Deci nu-i voie să rămână nimic nelucrat, că crește buruieni și face da. Sămânță. Face adică buruienile sămânță și se împrăștie peste, și la urmă trebuie să erbicidăm de două ori în loc de o dată. Terenul nu se odihnește dacă lăsăm nelucrat și cresc buruieni. Pentru că alea consumă mai mult decât plantele de cultură. Consumă apă și nutrienți. Elementele nutritive. Noi specialiști aici la noi n-au nici la Uniunea Europeană specialiști. Păi nu știu dacă au sau n-au, sau noi punem botul la tot ce zic ei. Și apoi și cum ajută mediul asta cu Green Deal-ul? Cum ajută faptul că eu las terenul nelucrat? După ce recoltezi vara, nu-i voie să ari până toamna, să leși pământul nelucrat. Ca să crească buruienile. Păi, eu vă spun, eu în 70 și ceva am fost la școala la liceu agricol, am învățat imediat după ce se iep cultura. Automat trebuie arat. Dacă nu se poate ara, că-i tare, se face o lucrare de dezmeriștire cu grapa, cu discuri, cu orice, cu grapă, pentru da. Că se rupe capilaritatea solului, nu se mai uscă, nu, apa din jos nu se mai ridică, să se evapore, nu crezi bun. Amu, trebuie să lăsăm așa, trebuie să nu știu ce, că nu știu ce. Și mă mir ca domnul Tabără, ai om deștept. De ce nu zice nimic ca nimeni în țara adică asta? Zice, este un... dar... Sau nu-l aude nimeni. Nu-l aude nimeni, da, sau nu-l bagă în seamă, știi? Deci la aia trebuie să mere, bă, fraților. Normal. Și afară, adică protestele ce vedem în Germania, în Franța, sunt tocmai... Și încă nici nu vedeți prea multe, că toate televiziunile au cenzurat, știi? Nu prea arată la televizor. Și nu prea avem vreme, că nici noi... Afară, noi nici... Da, dar cei fermierii de afară, asta spun, vin și spun... Prin Green Deal-ul, prin faptul că ne obliga să facem lucrări din astea care nu au nicio logică, pe noi nu mai suntem competitivi, iar în timpul ăsta voi duceți mâncare importați de afară, care nu respectă standardele da, pe care ni le impuneți nouă. Noi nu avem voie să folosim, nu știu ce, erbicide, tratamente, dar avem voie să mâncăm pâine făcută cu din grâu din Ucraina. Mm-hmm. Noi nu avem voie să, nu știu, să plantăm modificat genetic, dar avem voie să importăm soia modificată genetic din America. Da. Deci aici sunt problemele încălcite. Nu știu, parcă tot e împotriva noastră. Împotriva noastră ca producător și împotriva consumatorilor. Cred că protestele astea ar trebui să se alăture sau să fie protestele și protestele consumatorilor. Normal, pentru toți că oamenii, da, e grâu, chestii modificate genetic sau cu prea multe pesticide sau sigur. Cu grâul e cu 70 de bani kilogramul, iar kilogramul de pâine e cu 17 lei făcut din cocă congelată adusă din străinătate. Da. Laptele pleacă cu 2 lei din fermă și ajunge cu 10 lei la consumator. Cred că și cred că ar fi mai îndreptățiți să iasă, să protesteze, să întrebe de ce se întâmplă chestia asta? Unde merg banii ăștia? De ce trebuie să plătesc eu 17 lei pe kilogramul de pâine cumpărată din supermarket, unde da, nu vorbim de, nu știu ce, brutărie, unde da, exclusivistă, da. Nu, din supermarket. Pâine artizanală, cum mai am. Da, mi-a povestit un coleg care stă în Timișoara, că s-a dus la supermarket, s-a uitat acolo, a văzut kilogramul de pâine cu 17 lei, când grâu e 70 de bani. Adică diferența e foarte mare. Da. Și cred că ar trebui și consumatorii să iasă în stradă și să întrebe afectează cel mai mult. Cel mai mult. Da. Deci cumpără de la noi vindem la preț de nimic și la ei ajunge la preț de mai scump decât afară, decât în străinătate. Deci asta nu e corect. Și interesul lor. Iar și la noi vindem un litru de lapte și pe un litru de lapte nu putem cumpăra o sticlă de apă minerală. Care corect, curge da. Singură de pământ. De la izvor, da. Nu a făcut nimeni nimic, nu m-a băgat o sticlă și da. Și trebuie să vinzi 2 litri de lapte ca să cumperi o sticlă de apă minerală.
Am înțeles. Adică cred că... Da. Întorcându-ne înapoi la procesare, că data trecută multă lume au zis că de ce nu vindem direct, zice, deci de vândut direct n-avem cui, pentru că suntem departe de oraș. Da. Deci la țară vindem la 4 lei, e preț mic pentru cine vrea să înțeleagă și vrea să mânce mâncare naturală, nu să mânce... Care să strică în 3 zile în frigider sau în 5 zile avem, în frigider. Avem o grămadă de oameni care și-au crescut copii mici cu lapte de la noi și acum în seara asta avem, vine în fiecare zi și duce de la 3 luni, de la 4 și am zis acum vreo 3 zile către unul, zic că tu n-ai ascultat de, că o zis că duce la care băiat. De 2 ani, dar el de 2 ani duce lapte de la noi. Zic, tu n-ai ascultat de sfatul medicului, nu ți-a spus să-i dai lapte praf. Dar nu, dar zice, o sub la masa câteva luni și până cât o vor și după aceea i-am dus, dar și e foarte sănătos. Deci nu avem cui să-l vine dacă aș fi lângă București. Nici nu m-aș gândi. Nu să-l dau cu 6 lei cum e, sau cu 7 cât e la automobil, l-aș da cu 4. Cu 4, normal, că ai câștigat peste, decât, aș fi mai mult decât n-ar mai fi nevoie de subvenție. Normal, și ai vinde tot să iei 1000 de litri, nu mai trebuie să mai dai la procesator. Că cine îl cumpără odată de două ori, sigur vede că îi cumpără mai departe. De calitate și bun și... Apoi procesarea, la fel, nu putem, suntem mici, nu putem să... Iau monopol, mai ales că sunt puține firme și aici au împărțit pe țara pe zone, știi? Da, sigur. Și nu intră unul pe altul. Aici Consiliul Concurenței ar trebui să... Și dacă vrei să dai la alt procesator, nu intră, nu-ți dai la celălalt și nu-i mai trebuie și nu știu ce. Procesarea la fel, nu poți, a doua oară n-am timpul. Noi avem timp să ne lucrăm pământul, să dăm mâncare la vaci, să mulgem și e mai mult decât putem. Nu mai putem procesa. Nu ca știm să procesăm. Apoi e cea problema. Nu știu. Nu știu. Expert. Întâi. Știu să ar, știu să cosesc, știu să scot gunoi, știu să fac, să mulg, știu să fac la vaci, nu știu câte. Dar nu mai știu și procesa. Nu pot să vând. Nu știu. N-am. Deci asta e problema. Marketing. Asociația, la fel, am făcut că și de asta, zice, de ce nu vă asociați? Ne-am asociat cooperativă, fabrică, care a dat faliment. Nu se susține. Inclusiv ăștia, consumatorul e vinovat. Nu-l cumpără. La același preț l-am vândut și noi, la cooperativă, la care a fost și brânza aceea care a fost... Marketing mai bun aia cu bracurile și cu pastile. Are, pentru că dacă deschizi televizorul, te las 10 minute, e reclamă cu brânză de nu știu care, cu lapte, nu știu ce. Îi sau nu îi? Îl are, nu am avut bani. Aveți posibilitate financiară să puteți să cumpărați pe ăla la reclamă și la marketing. Pentru că ăla la nivelul nostru a fost acum 150 de ani, 1800 și ceva s-a făcut cooperativa în Olanda. Atunci a început procesarea. Păi noi acum... Da. Deci asta e socoteala. Am înțeles. Asta e... Când... Nu se poate, nu că nu vrem. A zis de hamburgerul de la Mac. Când am fost student, am făcut analize, mă rog, la alimente, să analize de prospețime și de integritate. Și am făcut analize la un lapte praf expirat de 12 ani. Wow. Deci termenul de valabilitate pe etichetă era expirat acum 12 ani. Mm-hmm. Și noi am făcut analize și au ieșit analizele bune. Ca și cum era... Da. Ca și cum era... Făcut de ieri. Da. Deci expirat de 12 ani. Era chimicale... Acum aia băgăm, aia mâncăm, aia dăm la de-aia copii. Se și vede că de-aia se îmbolnăvesc oamenii. Halos, aia dăm la copii. Și mezeluri și lactate și tot. Dezastru, nenorocire. Am mai avut o problemă când am avut fabrica, că supermarketurile n-au dorit să cumpere, că era termenul de valabilitate prea mic. Prea mic. E important să ținem alfa pe raf până o vând. Iar ca să arunce. Mai ales cum e laptele produs perisabil, nu are termen, sau produsele lactate, nu are un termen lung. Dacă e din lapte făcut. Dacă ai băgat în el, tăci... Da, mai sau el, ții 6 luni și măcar îl pui în frigider. Da. Scrie pe el, 6 luni la temperatura camerei. Deci atunci...
La chile natural, toată lumea știe că în câteva zile, zile în 3-5 zile în frigider el se strică. Asta e socoteala. Se face brânză, pe când ăla 6 luni la temperatura camerei. Nu știu, e greu de crezut, chiar cu toată tehnologia, că doar așa, prin faptul că îl pasteurizează și îl bagă în niște cutii, în ambalaj. Se poate face analize, cum ai făcut o analiză la, dar se poate lua un litru de lapte care scrie pe el că e 6 luate de la camere și văzut ce conține înăuntru. Cât la sută e lapte de vacă, cât la sută e pastile, cât la sută e prafuri, cât la sută e aia și se vede. Sau ce-o mai rămas în lapte. Da, dacă mai e ceva. Nu știm. Da, iar la școală, la copii, acum nu știu dacă se mai dă, dar din ăla se înainte să dea laptele și cornul. Am înțeles că nu se mai dă. Nu se mai dă. Nu știu dacă se mai dă, dar se dădea lapte UHT cu 6 luni în temperatura camerei. Nici măcar în frigider. Părinții nu știu, că n-au acces la informații și atunci el când zice că le dă lapte la școală, el crede că e de lapte de la ghiță de la vacă, nu de la lapte UHT cu 6 luni la temperatura camerei. Se miră că se îmbolnăvește copilul sau că îi scade imunitatea sau că... Alergii. Alergii și mai departe. Bine. Ce să mai zice? Cam asta e, nu? Cam asta, deci avem bani puțini și îi dăm... Eu știu, nechipzuit. Da. Deci inclusiv asta ar fi măsura cea mai importantă. Inclusiv cu bio, cu agricultura asta bio la care se dă niște bani enormi și nu se face nimic. Da, probabil că sunt tot abonați politic sau de partid care... Și n-are nicio finalizare. Adică dacă produsele alea bio ar ajunge pe masa consumatorilor... Ar fi ok. Ar fi ok. Dar noi dăm bani pe niște produse, nu știu, pe niște produse care sunt bio, care nu ajung... Nicăieri. Am înțeles. Plătim 500 de euro pe hectarul de lucernă bio, care de fapt... N-ajunge nicăieri. Sau stuful din delta Dunării care e bio și care... E 600 de euro. N-ajunge nicăieri. Da. Nu se alege nimica de el. Deci banii se consumă, că se vorbea în media că se dau foarte mulți bani la agricultură, se dau, dar banii nu ajung. Se dau la agricultori, ajung la șmecheri. Nu ajung să stimuleze producția. Da. Ajung la... Da. Deci am fost la Arad, la Apia, în urmă cu un an sau doi, nici nu mai știu când, și vă spusei mai înainte că m-o chema că îmi taie din subvenție, că am semănat când a venit, nu? Și e altul, mă nimeresc cu altul care are pășunie tot în zonă, și spune la, eu iau 150 de euro pe hectar și spune că el mai are încă vreo 80 de euro, că nu s-a făcut nimic cu ea. Deci o lasă așa cu spini, cu nu știu ce, și îi băgate la măsuri de agromediu, de nu știu ce, și nu știu cum, și mai e bani, dacă nu faci nimic. Și dacă faci ca să faci producție... Și cheltui, că faci cheltuială. Normal. Îngreșeminte în fiecare an, sămânță, semănat, poți să dai video care l-am făcut și la prieteni din Olanda, din Austria, că l-am tradus în engleză, ai văzut că l-am subtitrat. Ăla care l-am făcut noi la Șicula, la voi, la fermă, e subtitrat, adică e cu subtitrare în limba engleză. Adică poți să vadă și unul din Austria și care știe engleză și toți scriu în engleză. Și olandezii poți să le dai, că și titlul, când te uiți în Olanda la ăsta, la video, așa apare direct titlul în engleză la YouTube, știi? Bine, mulțumesc mult de tot. Mulțumim. Că v-ați făcut timp și ați venit, știu că ați muncit toată ziua și de aia ne-am și întâlnit acum seara târziu, că toată ziua când animalul nu știe că e sâmbătă, că e duminică, că e Paști, că e Crăciun, că e zi liberă sau ceva, trebuie să te scoli, să-i dai de mâncare, să... Na. Și laptele trebuie să mulți. Sperăm că anul ăsta o să se schimbe ceva și în România, că o să vină oameni care au intenții mai bune și care vor să facă ceva pentru țara asta și nu doar pentru interesele de grup și de partid. Da? Asta e important, să iasă lumea la vot și să mai încercăm și cu alții. Cu ăștia am încercat, de 90 încoaște cu ăștia am încercat, să vedem alții noi, să vedem ce se întâmplă. Să vină și la noi ministrul agriculturii, ca în Austria. Un om de la fermă și să-l pune pe ăla. Ăla știe prea mult. Da. Nu-l poate prostini. Exact. Oameni buni, ăsta a fost vlogul de astăzi. Mi-a făcut plăcere să fiu din nou împreună cu Aurel și cu Ghiță și să ne updatăm un pic cu ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am văzut. Să sperăm că ajung aceste informații și la oameni cu decizie în statul român și că se vor lua măsuri mai bune și mai corecte. Doamne ajută, o seară frumoasă, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.